Portul Constanța face noi pași în transformarea într-un hub important la Marea Neagră. Au înțeles asta și operatorii portuari, iar o dovadă în acest sens este și ultima investiție demarată în portul Constanța-Sud-Adigea. O investiție de peste 70 de milioane de euro va fi gata la finalul anului viitor, iar asta va face mult mai facil transportul de mărfuri din Asia către Europa. Vorbim despre un terminal de tip feribot, unde marfa se va descărca și controla atât de repede încât va putea ajunge la destinația finală chiar și cu două zile mai devreme. Pe o suprafață de 7 hectare vor fi amenajate două dane, unde vor putea acosta navele de tip feribot. Terminalul va fi conceput pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor agabaritice, neomogene, cu forme, volume și greutăți variate. Prin el se va putea lucra în portul Constanța cu clienți cum ar fi cei din industria offshore, petrol și gaze, sau cei din zona echipamentelor și instalațiilor industriale. În acest fel, va crește capacitatea de operare a portului. Alternativa propusă de noi este una mai rapidă, întrucât din Turcia până în de la portul Carasu până la portul Constanța, navele vor face 8 ore. Operarea la noi în terminal se va face în câteva ore. Manifestul va fi gata în momentul în care nava pleacă din Turcia. Deci autoritățile vor avea timp să analizeze dinainte și să înceapă să dea drumul la analiza de risc. Vor fi scanate în momentul descărcării folosind un scanner cu tehnologie ultramodernă pe care ne-l dorim să-l avem gata odată cu începerea operării la RORO, iar tipul de scanner este un scanner drive-thru. În acest moment, portul Constanța are o capacitate de scanare și control suficientă pentru traficul de mărfuri actual. Când traficul va crește, necesarul de scanare și decizie va crește și el. Acum capacitatea de scanare e limitată la 6 unități pe oră, ceea ce este puțin. Odată pus în funcțiune noul scanner, capacitatea va crește la 70 de unități pe oră. E cea mai importantă investiție din portul Constanța. Această investiție va crește capacitatea de operare în portul Constanța, nu doar în terminalul nostru, va solidifica poziția noastră geostrategică ca poartă de intrare a est a Europei, pe unde fluxurile de mărfuri vor veni din Asia, din Orientul Mijlociu, într-un mod mult mai eficient, nu doar pentru România, Moldova, Ucraina, Serbia, dar și pentru Ungaria, Austria și Germania, respectiv restul Europei. Venim cu o soluție nouă ca alternativă la traficul care are loc terestru, pe auto, prin camioane care vin din Turcia, tranzitează Bulgaria, stau la graniță cu zilele. Noi venim cu o alternativă mult mai eficientă. Proiectul a început în mai și este deja realizat în proporție de 30%. Termenul de finalizare este luna decembrie 2023. Investiția se ridică la 70 de milioane de euro, bani care vin din surse proprii și fonduri europene. În plus, se vor crea și până la 50 de locuri de muncă noi. Destinația principală este un terminal Ropax, RORO, și de asemenea platformă de depozitare pentru mărfuri speciale. Bineînțeles, în cadrul proiectului reabilităm și 3 dane în lungime de 550 de metri, iar ca dotări speciale pentru terminalul nostru de containere, cât și pentru terminalul RORO, vom avea un scanner drive-thru care va ușura partea de inspecție a mărfurilor, atât din containere cât și din camioane, reducând timpul de așteptare și permițând eliberarea mărfurilor către clienții finali în cel mai scurt timp. Odată cu dezvoltarea acestui terminal, există premisele ca el să evolueze într-un hub al transportului RORO în Marea Neagră, prin dezvoltarea unor rute către Turcia în prima fază și Georgia în a doua fază.